Bună ziua și bine ați venit la operații cu vectori. Astăzi avem vectorii A și B, pentru care trebuie să calculăm produsul vectorial și știm că rezultatul va fi o mărime vectorială. Pentru a calcula produsul vectorial, va trebui să calculăm determinantul unei matrici formate din versorii I, J și K, și componentele celor doi vectori, A și B. Determinantul se scrie sub această formă. Pe prima linie avem versorii J, K, pe a doua linie avem componentele vectorului A, P, cele trei axe OX, OY și OZ, iar pe ultima linie avem componentele vectorului B, BX, BY și BZ. Pentru a calcula determinantul de ordinul 3, avem 3 reguli. Regula lui Sarrus, regula triunghiului, regula lui Cramer. Astăzi vom discuta cele 3 reguli și vom rezolva produsul vectorial dintre vectorii A și B, folosind fiecare dintre aceste reguli. Vom începe cu regula lui Sarrus. Pentru a calcula determinantul de ordinul 3 folosind regula lui Sarrus, vom copia sub ultima linie, vom copia primele două linii ale determinantului. Și avem I, J, K la patra linie, iar pe a cincea linie vom avea componentele vectorului A. AX, AY, AZ. Acest determinant se calculează înmulțind termenii care se află, elementele care se află pe diagonala ascendentă și adunăm termenii obținuți. Și obținem AY ori BZ ori I pentru prima diagonală plus AX ori BY ori K pentru a doua diagonală, BX ori J ori AZ, care îl putem scrie ca AZ ori BX ori J. Pentru în continuare, va trebui să scădem termenii care se află pe diagonala ascendentă. Și avem prima diagonală aici, a doua diagonală și a treia diagonală aici. Și vom avea minus AX ori J ori BZ, care este AX ori BZ ori J. Următorul termen va fi I ori BY ori AZ, care putem scrie AZ ori BY ori I. Apoi, ultima în diagonală, avem BX, AY, K. Astfel putem scrie minus AY, BX ori K. Acum vom separa termenii care sunt înmulțiți cu versorul I. Și obținem 'AY ori BZ, ce este primul termen. Următorul termen este acesta, minus
AZ ori BY, totul de înmulțit cu I. Următorul termen va fi cu J, avem AZ ori BX minus, aici avem minus AX ori BZ, totul de înmulțit cu J. Plus ultimul, ultima paranteză va fi AX BY minus AY BX, totul de înmulțit cu K. Da, și aceasta este formula prin care puteți calcula produsul vectorial folosind regula lui Sarrus. Acum, dacă considerăm cei doi vectori A și B, va trebui să calculăm determinantul matricei formate din I, J, K, pe prima linie, componentele vectorului AX, avem AX este egal cu 1, AY este egal cu 2, AZ este minus 2 și avem 1, 2, aici minus 2. Și componentele vectorului B pe ultima linie, acestea sunt BX este egal cu 1, BY este 1, BZ este egal cu 3. Și avem 1, 1, 3. Acum, va trebui în continuare pe linia a patra să copiem prima linie cu versorii I, J, K, iar pe a cincea linie vom scrie componentele vectorului A, 1, 2, minus 2. Vom identifica diagonalele descendente. Schimbăm culoarea. Deci avem prima diagonală, diagonalele descendente, termenii de pe aceste diagonale vor fi pozitivi. Da? Și putem scrie. Avem I ori 2 ori 3, avem 6I. Următorul termen este 1 ori 1 ori K plus K. Iar următorul termen este 1 ori J ori minus 2. În acest caz avem minus 2J. Iar următorii termeni vor fi negativi și vor fi cei de pe diagonala ascendentă. Și trebuie să identificăm diagonalele ascendente. Avem aici prima diagonală, a doua diagonală, a treia diagonală. Așa avem minus. Pe prima diagonală avem 1 ori J ori 3. Avem minus 3J. Pe a doua diagonală avem I ori 1 ori minus 2. Avem, deci, minus 2I, dar cu minusul din față de aici vom avea 2I. Iar pe următoarea diagonală avem 1 ori 2 ori K, deci avem minus 2K. Și acum adunăm termenii cu I. Singura linie, avem 8i, următorul termen va fi cu j, da, j, j, minus 5j,
Și ultimul termen va fi K minus 2K. Avem minus K. Și astfel am calculat determinantul sau produsul vectorial dintre A și B folosind regula lui Sarrus. Trecem în continuare la următoarea metodă, care este regula triunghiului. Și, după cum spune regula, va trebui să calculăm, să obținem niște triunghiuri în acest determinant. Primul termen, conform regulii triunghiului, va fi din nou produsul elementelor care se află pe diagonala descendentă. Da? Și avem S egal cu AY ori BZ ori I. Următorul termen va fi, trebuie să ducem paralele la această diagonală, da? Vom uni acești două elemente și trebuie să găsim vârful ca să construim triunghiul. Și în acest caz, vârful este versorul K. Și va trebui să înmulțim aceste elemente pe care le adunăm și avem AX ori BY ori K. Următorul triunghi va fi format din J, AZ, iar vârful va fi în BX. Plus AZ ori BX ori J. Da? Cum putem ștergem? Următorii termeni vor fi astfel. Schimbăm culoarea. Din nou, vor fi negativi și se vor situa pe diagonala ascendentă. Din nou, facem produsul elementelor de pe diagonala ascendentă și vom lua acest termen cu minus. Deci avem AY ori BX ori K. Următorul termen se obține construind triunghiul, da? Ducem paralelă la diagonala ascendentă. Avem BY ori AZ, iar vârful acestui triunghi va fi în I, în versorul I. Și avem termenul AZ BY ori I. Iar următorul termen, ultimul termen, va fi, o ducem paralelă la diagonala aceasta ascendentă și avem AX ori J și vârful va fi în ultimul element la care a rămas. Iar acesta este BZ. Deci avem AX B ori BZ ori BZ ori J. Din nou vom separa termenii care sunt înmulțiți cu I și avem AY ori BZ minus AZ ori BY. Totul de înmulțit cu I. Termenii cu J sunt aceștia aici, ultimul termen. Și avem plus AZ ori BX
minus AX ori BZ, totul de înmulțit cu J. Iar ultimii termeni vor fi cu trei liniuțe, AX ori BY minus AY ori BX, totul de înmulțit cu K. Da? Și aceasta este formula pe care o obțineți folosind regula triunghiului. Aceasta este identică cu formula pe care am obținut-o folosind regula lui Sarrus. În continuare vom trece la rezolvarea produsului vectorial dintre A și B folosind regula triunghiului. Pentru aceasta vom scrie determinantul I, J, K pe prima linie, componentele vectorului A 1, 2, minus 2, componentele vectorului B 1, 1, 3. Identificăm diagonala descendentă, deci avem 2 ori 3 ori I, avem din nou 6 I. Ducem paralelă la această diagonală, avem 1 ori 1, iar vârful este în versorul K. Ori 1, ori K, avem plus K. Din nou ducem paralelă la diagonala descendentă și vârful va fi aici, în termenul acesta. Am construit și ultimul triunghi. Avem 1 ori minus 2 ori J. Deci avem minus 2J. Minus în continuare, următorii termeni vor fi negativi și se vor situa pe diagonala ascendentă. Avem aici 1 ori 2 ori K, deci minus 2K. Următorul termen, dar ducem paralelă la această diagonală și construiți triunghiul, care va fi 1 1 minus 2i, deci minus 2i. Și ultimul termen, da, din nou duceți paralelă la diagonala ascendentă și avem 1 ori 3 ori J, deci avem minus 3J. Acum identificăm termenii. Da, aici cred că avem o eroare, avem plus 2i, avem 1 minus 2 ori i, minus 2i și cu minusul din față avem plus. Deci avem 6i plus 2i, 8i. Următorul termen trebuie să fie cu j, minus 2j, minus 3j, minus 5j. Iar ultimul termen, K minus 2K, avem minus K. Și astfel am calculat produsul vectorial dintre A și B. Aici puteți scrie na, A ori B, care este egal cu acest determinant. Folosit regula triunghiului și am obținut același rezultat ca în cazul regulii lui Sarrus.
Pentru ultima metodă vom discuta regula lui Cramer în acest caz. Regula este următoarea. Versorul I, da, se află pe prima linie și prima coloană care se taie. Avem aici minus 1 la puterea 1 plus 1. Acestea sunt prima linie, coloana, poziția liniei și poziția coloanei. Totul de înmulțit cu determinantul de ordinul 2 care a rămas. AX, AY, AZ, BY, BZ. Ori I. Plus. Din nou avem minus 1 la puterea 1, pentru că J se află pe prima linie, plus 2, pentru că J se află pe a doua coloană. Totul de înmulțit cu determinantul care a rămas. Determinantul de ordinul 2 format din elementele care au rămas. AX, AZ, BX, BZ. Totul de înmulțit cu J, versorul J. Plus în continuare vom considera versorul K, care se află pe prima linie și a treia coloană. Deci vom avea minus 1 la puterea 1 plus 3 înmulțit cu determinantul de ordinul 2 format din aceste elemente. AX, AY, BX, BY. Acum vom calcula determinanții de ordinul 2. Aici avem minus 1 la puterea a doua va fi 1. Vom avea acest determinant pozitiv. Pentru a calcula determinantul de ordinul 2, înmulțim elementele de pe diagonala ascendentă care și obținem AY ori BZ minus produsul elementelor de pe diagonala ascendentă, da? AZ ori BY. Totul de înmulțit cu I. În continuare, avem minus 1 la puterea a treia, care va fi minus 1, păstrăm doar semnul minus, iar aici determinantul va fi produsul de pe diagonala descendentă AX ori BZ minus produsul de pe diagonala ascendentă. Da. BX, stați puțin. Vom avea AZ ori BX, totul de înmulțit cu J. Plus, în continuare, următorul termen va fi minus 1 la puterea a patra este 1, deci va fi pozitiv. Și din nou facem produsul, da, dintre elementele de pe diagonala descendentă și vom scădea produsul elementelor de pe diagonala ascendentă. Totul de înmulțit cu K. Aici am uitat. Totul va fi de înmulțit cu K. Da, și aceasta este formula pe care o puteți folosi pentru a calcula produsul vectorial dintre A și B, folosind regula lui Cramer. Acum, în continuare, da, considerăm produsul vectorial dintre A și B și vom calcula determinantul folosind regula lui Cramer.
1, 2, minus 2, 1, 1, 3. Și vom proceda astfel. Dată e în prima linie, prima coloană, obținem acest determinant care este 2 ori 3, 6, 1 ori minus 2, minus 2 și cu minus pe care trebuie să-l folosim pentru produsul de pe diagonala ascendentă, obținem 2, totul de înmulțit cu i. Următorul termen va fi plus, de fapt minus, dacă avem minus 1 la puterea a treia, avem minus 1 ori 3, 3, minus, minus 2, plus 2, totul de înmulțit cu j. Da, avem aici produsul dintre termenii de pe diagonala ascendentă. Iar ultimul termen va fi pozitiv plus 1 ori 1 minus 1 ori 2, 2. Totul de înmulțit cu k. Și obținem 8i minus 5j. Minus K. Și am obținut același rezultat folosind metoda regula lui Cramer. Atât pentru astăzi, mulțumesc pentru atenție, la revedere!